M-a pregătit Dumnezeu pentru tot ce îmi trebuia în viață. Primeam jucării multe și aveam grijă de ele, păpuși. Aveam la un moment dat vreo 24 de păpuși. Toate aveau nume, toate erau... Când mă jucam, militarie făceam cu ele. Ei, le puneam diagnostice, le tratam. M-am gândit că o să vreau să fiu medic. Era și eu așa un suflet al clasei și ajutam pe toată lumea. Toată lumea avea voie să copieze de la mine. Nu eram cea care stă și ține lucrarea. Dacă nu poți să înveți așa bine și poți doar o meserie să o faci, du-te și fă-o tu cel mai bine. Eu mi-am terminat liceul, mi-am luat bacul și m-am dus la facultate, la medicină. Surpriză! N-am intrat. A coborât parcă cerul pe mine. N-am fost descurajată. Și am zis, bine, mă duc și a treia oară. Dar în viața mea a apărut un prinț. Avea o singură dorință, să nu se căsătorească cu o doctoriță. Mi se tot recomanda avortul. Nu ne-am agățat de diagnosticele alea, ne-am agățat de puterea Domnului și de puterea care o să pună noi ca și părinți să o ducem. Ne-am dus în Italia și am lucrat. Păi, nu ți se pare că eu îmi las doi copii în țară să vin să fac bani aici ca să dau 10 ani? Acum lasă după ce ne luăm casă și după ce ne mai așezăm, ne mai adunăm. Lună după lună noi puneam acolo bani pe bani. În ajunul Crăciunului am primit un telefon că soțul meu a avut un accident. Și după coma asta nu s-a mai trezit 6 luni. Multă pace și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Creștin cu Impact. Sunt Simina Iacob și astăzi am alături de mine o femeie remarcabilă care a trecut prin numeroase încercări prin viață, dar Domnul a fost alături de ea și încă este. Bun venit, sora Ligia Robuzan, la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Mulțumim frumos că ați acceptat invitația de a fi alături de noi în această zi. Cu mare drag. Știu că sunteți o persoană foarte ocupată și sunteți prinsă în foarte multe proiecte, de aceea apreciem că sunteți alături de noi în această zi. Da, mulțumesc Domnului. El le așează pe toate și nu face să se suprapună unul cu altul, că dacă ar face așa, ar trebui să renunț la unul. Spuneți-mi, vă rog frumos, pentru început, câte ceva despre dumneavoastră din perioada copilăriei, când ați fost mică. Cum v-ați petrecut copilăria? Am crescut la țară, la Bulgăruș. Sunt un copil născut într-o familie de 11 și eu sunt prima. Am crescut într-o familie în care valorile creștine au fost implementate de când eram mici. Pentru că toți bunicii mei au fost credincioși penticostali încă din tinerețile lor și părinții mei au urmat calea asta. Apoi noi ca și copii, așa că toți cei 11 copii ai familiei mele suntem credincioși și slujitori. Am trăit într-o biserică în care practic am crescut și am crescut cu slujirea. Așa că eu de când am făcut primii pași, am slujit pe Domnul. A fost așa o chemare specială pentru mine și poate că se gândește cineva cum poți să slujești la 2 ani. Ducând bilețele de pe la fraț din biserică la amvon. Nu știu, probabil eram așa mărunțică și drăgălașă și încredințeau mie misiunea asta. Pe urmă am crescut și mama se ocupa mult de noi, de copii. Ne învăța psalmi, ne învăța cântări, o poezie pe care noi recitam și cântam în primii ani eu singură, pe urmă în grup cu frații care mă urmau și asta a fost copilăria mea. Cum a fost pentru dumneavoastră faptul că erați prima? Trebuia să fiți un exemplu pentru ceilalți frați. Da, am fost un exemplu. În primul rând am fost ajutorul de nădejde a mamei. Eu de mică am învățat să fac treburi gospodărești, am fost și responsabilizată. Dar aveam și timp de joacă, nu mi se tăiau timpii de joacă. Am învățat să cresc copii,
Am învățat să gătesc, așa că prin clasa a șasea, părinții mei au putut să meargă la mare într-un concediu și au luat pe următorii doi frați de după mine cu ei și eu am mai rămas cu vreo 4 frați mai mici. Cât curaj a avut să da, înțelese. Da, aveam gospodăria, aveam frații, trebuia să le gătesc, unul era încă, avea vreo 2 ani, încă nu mai știu dacă îl schimbam de scutece sau nu, erau scutecele acelea care trebuiau spălate. Mm-hmm. Nu ca acum, da. Da, era vremurile în care nu aveai curent toată ziua, dar noi am crescut așa într-o familie cu părinți gospodari, muncitori, chiar își luau joburi extra ca să cumpere, să avem în casă mașină de spălat. Noi am avut baie de mici, gospodăria plină cu animale, deci la noi a fost mâncare, a fost și multă muncă, grădina plină cu legume, pom fructiferi, așa că noi nu am experimentat sărăcia cea... Da. Din vremurile comuniste. Și atunci părinții mei, în contextele astea în care ne implicau pe toți copiii, care cum puteam să facem ceva, fiecare cu puterea lui participa, au putut să plece în vremea aia la mare și am rămas, bine, ne ajuta bunicul. Niciodată nu am știut să mulc vaca, n-am putut, nu mi-a ieșit. Am avut vacă. Mergeam cu ea, o pășteam și mă jucam mult cu copiii care era o copilărie superbă, am avut superbă. Plus, nu pot să uit jocurile de fotbal pe stradă cu toți copiii, acolo fete băieți, făceam echipe și ne jucam, regulile noastre erau ale noastre. Eu de mic am fost așa remarcată ca un lider, făceam echipele mele. M-a pregătit Dumnezeu pentru tot ce îmi trebuia în viață. Apoi a urmat școala, până la 8 clase am urmat-o la sat și ce mi-a plăcut la școală, că m-am învățat să citesc, mi-a plăcut să învăț. Mi-am dat seama că nu mi-era greu la școală să învăț. La sfârșitul clasei întâi, acum am luat premiu, nu? Și am primit vreo 4-5 cărți la premiu și în vara aia, în vacanța respectivă, pe toate le-am citit. Am prins așa un drag de citit și eram curioasă. Știu că printre toate cărțile au fost și amintirile din copilărie. Doamne, ce mă mai fascinau! Mergeau frații mei la grădiniță și la creșă pe vremea aia. Eu aveam datorii de îndeplinit în casă să fac ordine, pentru că rămâneam singură, eram singura în vacanță. Uh-huh. La clasa întâi, deci a fost harul meu să pun apă la găini, la porci, știu ce era de făcut și după mesele erau calde și atunci stăteam și citeam și pe la 4 mergeam după frații de la creșă, cei de la grădiniță veneau singuri și veneau și părinții de la servicii și așa era copilăria noastră. Care e cea mai frumoasă amintire pe care vă amintiți din copilărie? Aveți un moment așa mai remarcabil? Nu cred că am unul, pentru că erau multe. La noi se tot nășteau copii, se făceau petrecerile de binecuvântări. Deci am fost într-o familie care nu am fost închiși. Părinții noștri s-au ocupat de educația noastră. Totdeauna la Paști, la Crăciun, primeam rând de haine noi, încălțăminte noi, toată lumea, nu doar cel mare și restul, nu. Zilele noastre de naștere eram onorați de părinți, mama ne făcea întotdeauna un tort, primeam cadouri, nu știu cum părinții mei, având atâția copii, făceau sacrificii, știu că munceau mult și moștenirea asta ne-a lăsat-o tuturor. Toți frații și surorile mele muncesc mult și toți au ajuns să se realizeze, da? Privind acum peste mulți ani, când toți suntem maturi, căsătoriți la casele lor. Nimeni n-a căpătat un ajutor, nu ne-a picat din cer nimănui nimic. Toată lumea a muncit și a rămas uniți ca și familie și valorile muncii au fost puse pe un plan așa, ca prim plan. După a-L urma și a-L sluji pe Dumnezeu, munca a fost sfântă la noi în casă.
Să serviți un pahar de suc de la Aronia Charlottenburg. Oh, mulțumesc, foarte bun. 100% natural. Ce vise ați avut când ați fost mică? Ce voiați să vă faceți când să fiți mare? Da, a venit și vremea când în orice fetiță se nasc visuri. Primul este acela de a se căsători, clar. Mergeam cu vaca și aveam un băț întotdeauna, pentru că vaca mea era cea mai nărăvașă dintre toate și fiecare dată spuneam mamei, dar n-ai putea să o schimbi, că toate vacile mănâncă acolo într-un loc, a mea fuge în lanul de porumb, de... Nu putem să o schimbăm ca noastră, de cel mai mult lapte și cea mai multă smântână. Și o vacă era o hrană pentru familie și de multe ori vaca mea nu stătea cu celelalte și trebuia să mă izolez automat de echipa de copii care mergeau la joacă pe... și cu vacile, clar, pe câmp și stăteam așa și înculegeam flori de pe câmp, vara, cele mai frumoase flori, pe marginea șoselei, eu știu pe unde eram și îmi făceam buchețele, imaginam că sunt mireasă. Cele de mireasă. Acum mă gândeam la rochia de mireasă, cum o să fie. Da, cu vaca acolo, aveam o minte foarte creativă. Luam bățul și învârteam prin praf așa și se făcea un cerc mare și ziceam, asta va fi rochea mea, atât de larg, o să fiu ca o prințesă mireasă. Nu mă gândeam la un prinț, deci nu mă gândeam la un soț, nu îmi doream, nu era vremea, dar la mireasă mă gândeam și pe urmă, nu știu, parcă mi-a trecut gândul de mireasă, mi-a venit gândul ce mă fac când sunt mare. Nu prea știam eu cum e să fii medic sau cum să mergi la doctor, doar când o însoțeam pe mama cu frații mai mici la vaccin. Atât îmi era de drag cabinetul ăla că am hotărât, mie îmi plăcea ce se întâmpla în cabinetul medical. Deci nu vă era frică, vă era drag? Da, mi era drag. Veneam acasă. Acum v-am zis că eu primeam jucării multe și aveam grijă de ele, păpuși, aveam la un moment dat vreo 24 de păpuși, toate aveau nume, toate erau, când mă jucam, militarie făceam cu ele, ei, le puneam diagnostice, le tratam, mai eram și profesoară, deci nu eram doar în cadrul medical, nu eram doar doctoriță, eram și profesoară și... Le învățam, le educam, le mai pedepseam pe alea care le puneam nume. Erau păpuși de gumă, deci nu erau nu știu ce păpuși. Am primit și într-o vacanță, nu știu, pe la clasa a 5-a, 6-a, am primit bicicletă, un Pegas, tot nouă, pentru că am luat premiu. Deci părinții oricum... voiau să ne cumpere la toți și ne cumpărau așa pe ca o compensație. Toți frații au învățat bine și da, m-au avut pe mine. Eu am descoperit și m-am ocupat și de următorii și da. Așa că mi-a plăcut să fiu dintre profesoară și doctoriță, am ales-o pe cea de doctoriță pentru că mi-era drag. Știu că la clasa a 8-a am fost la olimpiadă la biologie și am ajuns până, deci am luat o notă foarte mare, peste 9, nu știu, mult peste 9, ceea ce nu era obișnuit, la faza pe județ, mult peste 9. Așa că am luat o mențiune, nu, am fost până pe țară, parcă am luat mențiune și am primit cadou o excursie. La o școală de țară nu se întâmplau lucrurile astea. Deci eu învățam, nu că mă punea cineva, da, mama ne întreba, nu discutam, când era vorba de învățat, trebuie să învățați. Da, și mi-a plăcut biologia foarte mult. Atunci au fost sanitarii pricepuți la noi în școală. Clar, m-am înscris la cursurile alea, ne duceam la cabinetul medical, făceam practică. Doamne, ce-mi plăcea să pun mâna pe instrumentar, pe pensă, pe toate lucrurile astea. Chiar mi-a plăcut. Și m-am gândit că o să vreau să fiu medic. Asta a fost ideea mea. A venit vremea să mă duc la liceu.
am fost tot așa un copil bun, bun la liceu, mă adorau profesorii de toate părțile, fiecare trăgea de mine, am fost olimpică. Eu nu știu să fi trecut ani în care eu să mă duc la olimpiada de la matematică, la română, la engleză, la germană, la fizică, la chimie, la toată lumea, da, la toate și avea și rezultate. Ei, s-a întâmplat ca, și așa se întâmpla, olimpiadele de biologie să coincide cu cele de matematică, zilele olimpiadelor și atunci, da, pe, la clasa 12 a trebuit să renunț la una că nu mai. La care ați renunțat? La matematică, clar. Și m-am pregătit eu individual, nu am pretins părinților să mă mediteze extra pentru a merge la medicină. După ce am luat bacul și se întâmpla ca să termin clasa 12 în primul an după Revoluție. Da, cea mai mare parte a școlarizării mele s-a făcut în perioada comunismului. Și chiar dacă eram dintr-o familie de pocăiți, se știa. Deci, uh-huh. Se știa. Uh-huh. Nu aveam adversar să, da, nu știu, să-l pună pe altul să fie deasupra. Nu era agreat ideea. Să fii tu șef de clasă, uh-huh. Să fii... Și totuși nu... N-aveau cum să... Colegii mă propuneau. Da, da, da. Era și eu așa un suflet al clasei și ajutam pe toată lumea. Toată lumea avea voie să copieze de la mine. Nu eram cea care stă uh-huh. Și ține lucrarea când intram la liceu, mai ales, nu? Stăteam la internat și eu făceam temele toate. Mi le făceam și pentru că tu perseverezi și tot exersezi și fizica, matematica, chimia, astea erau materii grele, nu pot să zic. Și pentru că eram elevă bună, profesor de matematică, mi-era și diriginte, ne dădea toate exerciții cu steluțe, tu eram vreo 3-4 mai bun la matematică, voi face și cele cu steluțe, bă, ce supărare, că n-ai ore în plus, exerciții, minte stoarsă, dar mă ocupa, în loc să fac prostii, mă ocupa uh-huh. Acolo și venea a doua zi la școală, când intrai în clasă, legea temele, pac, săreau pe mine, să bea caietele, să se facă temele. N-am fost o egoistă niciodată, probabil că așa am fost și crescută din familie să fiu cu spirit de ajutorare. Și competitivă am fost, dacă întotdeauna dacă a fost o provocare, am știut că trebuie să fiu cea mai bună și cred că la asta mă gândeam. De ce copiii credincioșilor să fie proști când ei pot să fie deștepți? Dacă ai minte în cap, tu te și folosești acolo. Dacă nu poți să înveți așa bine și poți doar o meserie să o faci, tu te și fă tu cel mai bine. Nu știu, iezu, grab, fă-o cel mai bine să ai clientelă și... Da. Da. Așa că eu mi-am terminat liceu, mi-am luat bacul și m-am dus la facultate, la medicină, exact așa cum am pregătit. Surpriză, n-am intrat. A coborât parcă cerul pe mine și mi s-a părut că mi-am pierdut scopul în viață. Am zis, Doamne, da, am învățat și m-am gândit, totuși eram câte 7 pe loc, erau mulți, și am plecat de acolo sub linie. E foarte urât. Zic, nu nimic, o să învăț și mă duc la anul. Dar s-a întâmplat ca în anul ăla să se deschidă școală post-liceală. Deci a fost după Revoluție primul an în care s-a demarat așa un proiect de școlarizare și zic că trebuie să încerc acolo. M-am înscris la... Era pe toamnă. Da, eu picasem în vară, acum era pe toamnă. Concursul și m-am dus. Am repetat puțină materie, acum scăpasem de fizică uh-huh. Și la admitere m-am dus cu teama aia eșecului din vară, cumva. Când m-am pus să scriu la subiectele de la biologie, parcă și acum văd, pixul ăla parcă scria singur, uh-huh.
La chimie toate se rezolvau așa. Vreau să zic că înainte de opțiuni, când mi-am completat actele, erau vreo trei secții la care puteai să optezi. Eu am optat-o pe prima, balneofizioterapie și recuperare medicală. Nici nu știam despre ce-i vorba, mă gândeam eu că ceva de stațiuni, că nu eram atât de cultivați atunci, nu aveam atât acces la multe lucruri. A doua era ceva, nu știu, radiologie și a treia asistență medicală generală. Eu la aia aș fi vrut să mă duc, la generală. Și zic, păi dacă am picat, așa m-am gândit, după logica mea, dacă am picat de la medicină, înseamnă că nu sunt așa de bună și aici suntem deja vreo trei pe loc, concurența o știam. Lasă că îmi pun o secție la care n-am cum să intru, pentru că sigur nu o să iau notă mare și o să cad la a doua, la a treia, văd eu. E, n-a fost așa. Am intrat la balneofizioterapie. Ce supărat am fost. În primul rând nici nu știu cu ce se mănâncă aia. În Timișoara nici n-am auzit să fie o chestie de asta. Nici nu cred că o să-mi placă. Deci astea sunt preconcepțiile noastre. Și o să mă duc la director în audiență să fac o cerere, discut-o cu el și sigur îl conving. Mamă. M-am dus. Când m-a văzut directorul, se uită, hai domnișoară, hai și notă bună, felicitări, dar de ce vrei să te muți? Zic eu, păi eu aș fi vrut să mă duc la generală și stă, se uită lung la mine și zice, nu. Tu într-o zi ai să vii în genunchi să mulțumești că eu nu îți dau acordul să te muți de la balneofizioterapie la altă secție. Și mai vorbim peste câțiva ani. Deci era închis, capitol închis. A început școala, nu m-am dus cu niciun entuziasm. Dar în mintea mea a rămas ideea că mă pregătesc pentru anul următor, pentru facultate, aia am și făcut, am învățat în paralel. Post-liceala mie nu mi s-a părut deloc grea, mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut, am făcut materii. Era o materie de tehnică a îngrijirii bolnavului în care te învăța, această materie te învăța cum să ai grijă de un bolnav de la pat. Nu ar fi fost în atribuțiile mele de asistent de recuperare deloc, dar am învățat și partea aia, pentru că eram obișnuită să învăț bine la toate materiile. Mi-au plăcut urgențele, mi-a plăcut chirurgia, mi-a plăcut ortopedia, dar cele mai mari baze a trebuit să le pun pe recuperarea medicală. Da, asta era partea mea și electroterapie, masoterapie. Am învățat, mi-am luat anul cu note iar de vârf, a fost foarte bine. M-am dus și vara următoare la examen. Același rezultat. Sublinie numele meu. Am stat atunci și m-am gândit, mă mai duc și a treia oară. N-am fost descurajată. Asta e bine. Nu, eu nu descurajez ușor. Și am zis, bine, mă duc și a treia oară. Am terminat anul 2, dar în viața mea a apărut un prinț. Prințul din copilărie. La care nu visam, da. Și la care nici nu mă gândeam. Îl cunoșteam pe viitorul meu soț, îl cunoșteam de mic. Și dacă mi-ar fi spus cineva că ăsta o să fie soțul meu, cred că m-aș fi dus și l-aș fi bătut. Glumesc, dar nu aș fi crezut, pentru că era și mai mic ca mine cu 2 ani, deci era coleg de bancă cu fratele meu, era foarte, un om foarte, nu m-a impactat niciodată cu nimic, adică nu până atunci. Ei, așa, între timp, cum l-am cunoscut, el nu și-ar fi dorit, nu se punea problema încă a căsătoriei noastre, erau așa lucruri de început, dar avea o singură dorință, să nu se căsătorească cu o doctoriță. Deci asta era dorința vieții lui. Și pe mine m-a pus foarte tare pe gânduri lucrul ăsta.
ajunsesem să mă îndrăgostesc și atunci, nu știu, cred că e perioada în care ești modelat cel mai, cel mai adânc. Și am înțeles că el va fi soțul meu pentru că mă rugam, da? Am fost o persoană care se ruga, am crescut în biserică și toate valorile și disciplinele spirituale le-am practicat. Rugăciune, cititul Bibliei, da, dacă citeam alte cărți, eu am avut acces de mică la Biblie și am citit Biblia și pe deascuns și pe față, deci după epoca comunistă. Și știam că trebuie să te rogi și să postezi, să cer de la Domnul dacă este soțul după voia lui. Este foarte bine să căutăm voia Domnului în toate deciziile noastre și mai ales în cele importante. Și Domnul vorbise că el va fi cel pe care l-a ales pentru mine și am hotărât să fac acel compromis și să nu mă mai duc la facultate de dragul lui, nu de dragul meu. Așa este. Și mi-am terminat școala, Doamna așa favor mi-a dat că s-au scos în Timișoara 10 posturi de fizioterapie, de asistentă pentru balneofizioterapie, când nu mă gândeam. Și unul l-am luat eu și am lucrat în clinica universitară din Timișoara. Am fost mâna dreaptă a doamnei profesor Baciu Mioara, care era șefa clinicii universitare și mi-a pretins mult. Eu nu puteam să merg acasă și să mă relaxez. Eu mai trebuia să pun mâna pe carte, să învăț. Ca a doua zi la patul bolnavului mă mai întreba, mă punea de față cu studenții și acum, acum să nu știi, să te faci de rușine. Nu trebuia să fac eu lucrurile astea. Aveam rezidenții cu care colaboram atât de bine și îmi cereau ajutorul. Ligia, hai, nu faci tu coniometria asta. Și știam să le fac, știam să fac toate lucrurile și da, mă implicam și mi-a plăcut, mi-a plăcut și în rolul de soție a fost super fain să fii mai lejeră, că vii de la un spital, eu practic lucram în spital, să vii acasă și să nu ai gărzi de noapte, cum nu știam eu ce așteaptă un medic și aș fi țintit foarte tare chirurgia sau medicina legală, mi-ar fi plăcut foarte tare să mă duc. Da. Acum, după ce am trecut prin etapele astea, mi-am dat seama ce înseamnă să fii călăuzit de Domnul în atâtea decizii și să te bucuri și de libertatea aia ca să mai stai și cu copiii și cu soțul. Da, am văzut mâna Domnului peste toată partea asta de alegeri ale mele. Și ați ajuns într-o relație cu soțul dumneavoastră. Da. Care au fost următoarele etape? Păi, v-ați întemeiat o familie? Da, ne-am întemeiat-o, el fiind cu 2 ani mai mic. Pe când ne-am căsătorit, eu terminasem școala și lucrasem deja un an de zile, aveam salariu și el era student. Era student, ne-am căsătorit când era el în anul 2 la facultatea de drept. Așa ne-a binecuvântat Dumnezeu în căsătoria noastră încă de la nuntă. Banii, din toți banii pe care i-am făcut ca și daruri, am putut să ne luăm o garsonieră. Deci a fost foarte, o binecuvântare foarte mare. Și ne-am luat o garsonieră așa mică. Da, eram fericiți acolo, avea o bucătărioară, o băiță, un hol și o cameră. Era voastră. Era noastră. Cuibușorul vostru. Da, și atât de faină era, pentru că eram noi acolo și eram amândoi credincioși. Noi am pornit așa cu ideea de a ne ruga împreună în fiecare zi. Deci asta a fost gândul nostru de la începuturi. Am zis, lasă că le facem noi pe toate și aveam așa lucruri puține, un pat și niște cutii, multe cutii. Dar nu ne deranja.
În schimb, ne rugam. Era cititor și el de Biblie, cititoare și eu. Acum, soțul meu a ajuns să fie și el slujitor în biserică pentru că el s-a întors din lume. El nu a venit dintr-o familie credincioasă ca și mine. Dar a crescut așa de tare, a fost de însetat și flămând după cuvântul Domnului, încât a crescut și a fost, a ajuns să fie liderul tineretului. Eu eram lider la școala duminicală de învățători. Slujirile noastre se intersectau și în partea muzicală, pentru că amândoi cântam în cor, în grupuri de laudă și închinare, deci ne-am fost foarte prinși de slujire. Și țin minte că acasă nu era zi în care noi să nu ne rugăm împreună. Cel mai interesant era că aveam o listă cu țări din lumea asta pentru care să ne rugăm. Miercurea, cred că ne rugam pentru țările în care cuvântul Domnului nou pătruns. Eram un fel de misionari. Și ne bucuram, experimentam călăuzirea Domnului. Ei, vreau să zic că s-a născut și primul nostru băiat. În primul an de căsnicie, așa era atunci, în primul an de căsnicie se năștea primul copil și ne-am bucurat atât de tare că am devenit părinți. Într-un mod supranatural, Dumnezeu ne-a binecuvântat copilul. Noi avem așa o problemă. Eu sunt o mamă cu RH negativ, el fiind tată cu RH pozitiv, nu s-au întâlnit lucrurile bine și întotdeauna sarcina mea a fost urmărită de iminență de avort și băiatul s-a născut mai repede, ceea ce a dus așa la o complicație. Medicii au zis că nu are cum să trăiască. Și totul soțul meu s-a dus acasă, rugat și băiatul meu și astăzi trăiește și a trecut. Niciodată n-a fost internat în spital decât o singură dată când și-a fracturat o mână. Dar nu, când Dumnezeu își pune mâna peste cineva și rostește viață, rămâne viață. Vreau să zic că Dumnezeu ascultă rugăciunile părinților, ascultă mai ales rugăciunile mamelor. Pe urmă, soțul meu a făcut armata. Da. Au. Ne-a prins și armata, pentru că el a fost student când ne-am căsătorit și a trebuit să facă armata. Și asta vreau să specific. Am văzut mâna Domnului peste casa noastră, peste noi. Îmi făceam probleme că un salariu de asistent era foarte mic. În perioadele a primul an a fost de deputat, pe urmă am intrat în asistent plină și totuși nu era. Acum stau mai bine cadrele medicale la capitolul ăsta, dar atunci nu era bine și mă gândeam, Doamne, cum o să fac eu față să duc casa? Aveam deja un copil, avea nevoie de pampers copilul și scutecele costă. Nicu va fi la armată, ce o să fac? În anul acela, nu alt an, anul acela, înainte ca soțul meu să fie încorporat în luna mai, eu în iunie am fost chemată la asistenta șefă în birou și mi-a spus Ligia, anul ăsta am hotărât noi conducerea să te desemnăm pe tine ca asistenta anului și vei primi astfel un salariu de merit fără sporurile adiacente, deci nu ai spor de periclitate, de tot ce spor aveam noi. Și am rămas așa un pic șocată, nu-mi venea să cred. Cum să am un an de zile încă un salariu? Gratis, nu fac nimic, vin doar la serviciu și plec acasă și mie îmi vine încă un salariu. Doamne, ce mare ești! Atunci am văzut că Dumnezeu chiar ne-a binecuvântat. Atunci am experimentat că Dumnezeul meu e Jehova Ire, cel care îmi poartă de grijă. Și orice ar fi, el nu mă va lăsa să rămân fără resurse. Pentru că așa e el. Și a trecut anul ăsta,
Apoi s-a născut al doilea copil. La 3 ani și jumătate diferență de primul, s-a născut al doilea. Alte provocări. Tot din cauza RH-ului, încă nu fusese vaccinul acela anti-RH care se facă mamelor în primele 72 ore după naștere, nu exista. Și n-a fost, n-am făcut. Deja sarcina a doua era risc și mai mare. Orice probleme, mi se tot spunea la analize, nu e bine cu copilul, deci el crește, dar el va rămâne cu probleme. Și eram și într-un mediu spitalicesc și mi se tot recomanda avortul. Foarte greu să lupți împotriva curentului și să rămâi singura tare, când toți colegii, toți medicii îmi știau situația, pentru că ginecologul era șeful meu, cel mai mare din... Da? Ei, m-am opus și m-am rugat, Doamne, eu n-am cum să renunț la copilul ăsta. Nu pot decât să-i duc viața la capăt, așa, să duc sarcina la capăt, cum vrei tu. Dacă este scris în cartea vieții și numele lui, înseamnă că eu aici pe pământ trebuie să mă supun voii tale și îl aduc la viață și, Doamne, toată viața o să am grijă de el. Și când nu o să mai fiu eu, tu îi vei purta de grijă. Dar te rog, măcar atâta ajută-l tu să poată să gândească, să învețe o meserie cât de mică, să se poată întreține după ce noi, ca și părinți, nu vom mai putea. Și fără să-și poată câștiga el pâinea. Pentru că se demonstra că la nivel mental o să aibă probleme. Și ori rămâne cu oligofrenie, ori cu un retard și... Nu ne-am agățat de diagnosticele alea, ne-am agățat de puterea Domnului și de puterea care o să pună noi ca și părinți să o ducem. Nici n-am făcut mare vâlvă în familia lărgită, să mă duc și să instalăm așa o jale dinainte. Am ales să ne rugăm și să ne rugăm și să mulțumim Domnului. S-a născut copilul. Prima zi când mi l-a adus la pat, s-a născut la termen. Sub tratament am stat și acasă, din luna 5 am stat mai mult în pat să duc sarcina și am fost cu minte. În prima zi când mi l-a adus, copilul mi-a zâmbit, uai ce m-a speriat, nu era normal un copil să zâmbească, dar atât de frumușel era, atât de frumușel, încât așa l-am iubit din prima clipă. Așa fac mamele. Da. M-am topit. Și n-am știut dacă e dezvoltat normal psihic, da? Acolo nu ai de unde să știi. Până când a ajuns vremea grădiniței și copilul ăsta nici n-a vorbit prea mult. Și nici astăzi nu, este mai mult tăcut. La vremea grădiniței l-am dus acolo și doamna educatoare la o ședință mi-a zis, Phineas este foarte dezghețat. Este unul dintre cei mai deștepți copii pe care noi i-am avut. Uai, nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred. Și la școală s-a întâmplat la fel, el venea plictisit, mergea plictisit, venea plictisit pentru că reținea foarte repede. Așa am înțeles că nu întotdeauna... Ce spune omul este valabil, pentru că Dumnezeu poate interveni până în cele mai adânci detalii și poate schimba diagnostice mari. Eu nu zic că n-a fost așa cum spuneau medicii, nu pot să-i contrazic. Nu contrazic știința, nu opresc pe nimeni, eu însă merg la medic, nu iau tratamente, deci nu. Dar puterea rugăciunilor este o valoare de aur. Și vreau să zic acum, în decursul anilor, copilul ăsta a fost un cap în școală și acum anul ăsta termină medicina. Deci, tot pe partea medicinei.
Da, m-a moștenit pe mine, deci m-a moștenit pe mine așa, și seamănă mult cu mine. Și... Ce părere au avut colegii dumneavoastră de faptul că cel de-al doilea băiat era cum era? Adică era foarte deștept și nu era conform diagnosticelor lor. I-ați întrebat vreodată? Nu am mai apucat să-i întreb, pentru că eu am intrat în concediu prenatal. Așa se spune, da. Și după ce s-a terminat concediu prenatal, abia avea copilul 2 ani. Deci eu, pe la 2 ani nu îl duci la grădiniță și nu știam. Ca după cei 2 ani, când mi-am reluat serviciul, soțul meu să aibă un accident. Deci... Unde s-a întâmplat asta sau cum s-a întâmplat? S-a întâmplat în Italia. Vreau să revin puțin în timpul concediului cu cel de-al doilea copil. Noi, cum stăteam în garsonier, deja devenea neîncăpătoare pentru 4 persoane și soțul meu luase calea Italiei, cum făceau mulți atunci, mulți tineri. Au fost primele generații, 99, să plece în Germania, Italia, eu știu, la lucru. S-a deschis și pentru soțul meu o oportunitate și pentru că tot stăteam cu copiii acasă, mama mea a avut o idee și a zis, uite, lasă copiii la mine că mă îngrijesc eu de ei. Deja mai aveam surori mai mari care puteau să-i dea o mână de ajutor și du-te tu cu Nicu în Italia și poate dacă sunteți doi, adunați mai repede niște bănuți și vezi tu dacă găsește lucru. Deci mama mea a fost o femeie foarte înțeleaptă și este și a rămas așa. Și am ascultat-o și m-am dus. În cei 2 ani de zile, de fapt, se scursesc, cam un an și jumătate. Ne-am dus în Italia și am lucrat. Am lucrat într-o fabrică de mobilă. Eu lucram la furnir foarte greu, foarte greu. Nu eram obișnuit, era muncă grea. Dar Dumnezeu așa ne-a ajutat să adunăm bani. Am avut acolo și o experiență cu practicarea zeciuielii. Nu pot să nu mărturisesc lucrul ăsta, pentru că eu chiar dacă am fost crescută într-o familie de oameni credincioși, eu nu eram convinsă că trebuie să practic zeciuiala. Soțul meu, cum s-a întors mai târziu și era îndrăgostit și de Biblie și de Dumnezeu și căuta așa să fie pe placul Domnului în toate punctele de vedere, a fost cercetat citind cartea Maleahi. Și mi-a spus într-o zi, Ligi, tu știi că noi trebuie să dăm zeceală? Și l-am luat tare așa un pic. Păi nu ți se pare că eu îmi las doi copii în țară să vin să fac bani aici ca să dau zeceală? Acum lasă după ce ne luăm casă și după ce ne mai așezăm, ne mai adunăm. Ei, se întâmpla că noi lucram, câștigam și nu puteam să economisim nimic. Ce mai trimiteam acasă, câțiva bănuți și restul se duceau pe nimicuri. Nu știu pe ce. Și la un moment dat el a început să mă preseze, dar n-ai vrea totuși să înțelegem și la timpul nostru de rugăciune ne rugam seara. El aducea Biblia și tot citea și deja începea cuvântul să lucreze și în mintea mea și să mă simt vinovată că nu... Nu practicați. Da, și zic, bine, hai să încercăm, că uite, scrie aici. Pune-mă la încercare, dar dacă nu se întâmplă nimic, Nicule, să știi că nu mai punem zeceale. Nu-mi vine să cred cum am putut să fiu eu așa. Da, a fost o lecție pentru mine. Și trebuie să mărturisesc așa, sus și tare, că din prima lună când noi am dat zeceală, banii au rămas. Cei de economie pentru viitor apartament au rămas acolo și lună după lună noi puneam acolo bani pe bani și într-un an de zile, un an și 4-5 luni, am reușit să strângem suficienți bani să ne luăm un apartament de 4 camere în zona 0 a orașului. Deci am văzut cum zeciuiala își are rolul lor și Dumnezeu când e pus la încercare nu rămâne dat de rușine și cuvântul lui și-l probează și îți arată în față. Da, urmează cuvântul meu. Supune-te, ascultă, citește, roagă-te, onorează-mă. Ce sfat le dați celor care nu practică zeciuiala? Eu le dau sfatul să încerce pe Domnul.
să încerce pe Domnul. Eu n-am făcut-o ca Domnul să-mi dea mie mai mult. Nu, n-am făcut-o. Eu am vrut să-L încerc pe Domnul dacă Domnul mă va binecuvânta mai departe. Eram sigură că alți bandați și acolo o să fie o pierdere mai mare pentru mine. Și s-a demonstrat că nu a fost așa. Am fost binecuvântată cu abundență. Nu-i cerusem Domnului să îmi restituie bani într-un fel sau altul. Nu. De atunci, din ziua respectivă, de când, din anul respectiv, de când noi am văzut, din casa mea 10 ani nu a mai dispărut. Mie când îmi intră banii pe card, deși acum trăiesc din venituri foarte mici, iar m-am întors la veniturile alea mici. Avem așa puțin bani și eu și soțul meu. Primul lucru, când ne intră banii, trimit, fac donație spre un contul bisericii ca și zeceală și pun generos, deci nu pun 253 de lei cât ar veni sau așa, pun 300 ca să fie generozitate pentru Domnul. Și atunci, din banii ăștia puțini pe care i-am, totdeauna mai vezi un sărac, totdeauna mai auzi un caz, n-are medicamente, o mamă, un nu știu ce. Știu cum mă ajută Dumnezeu, dar fac din atâta inimă, fac cu atâta dăruire. Te duci și mai dai și nu rămân să zic că eu nu mi-am plătit cheltuielile, nu n-am avut mâncare pe masă. Nu, absolut. Absolut nu. Deci asta a fost experiența mea cu zeceala și asta sugerez tuturor și chiar vă sfătuiesc. Vă îndemn, că de obligat n-am cum. Da, zeceală și faceți dărnicii, dăruiți-vă, pentru că a dărui aduce atâta bucurie. Biblia scrie și specifică, este mai fericit să dai decât să primești. Și a dărui cu drag, nu? Nu de obligație, că dacă nu dai dătătorul voios, exact, să fie voios. Da, dacă fac cu bucurie, este o împlinire, este o împlinire în sufletul meu. Și v-ați cumpărat un apartament cu 4 camere de banii care i-ați strâns, da, în Italia. Da, da, da. Din nou, apartament gol. Mm. Din nou, o provocare, dar din nou fericire. Consideram că suntem fericiți. Acum, mi-am reluat serviciu în octombrie și patronul la care lucrasem eu cu unicul în Italia ne-a rămas dator cu vreo 5.000, valoarea de 5.000 de mărci. Să zicem, nu era intrat euro atunci. Mm. Și Nicu s-a hotărât să se ducă înapoi, să recupereze și banii, dar el a venit doar să cumpărăm împreună un apartament, că nu făceam eu lucrul ăsta de una singură, nu pot să faci lucrul ăsta. Zic. Da, Nicu s-a dus acolo în octombrie, la sfârșitul lui octombrie. A dormit o noapte în apartamentul nou și a doua zi a plecat în Italia din nou, urmând să recupereze banii, da, i-a recuperat și mi-a trimis, am putut să mobilăm bucătăria, dormitorul și o cameră de copil. Așa. Pe Vinicius, pe băiatul cel mare, l-am dus la grădiniță, avea deja 5 ani și iar Fineas, cel micuț, a rămas la mama mea, în continuare, până va fi el gata de a merge la grădiniță, să nu îmi fie mie greu, cu bonă, cu mama mea întotdeauna zis, nu pui bonă la copil, că auzise ea multe chestii de bone și, bun, aici e mediul lui, e liber, lăsat, se dezvoltă altfel, e iubit de noi și, da. Așa că îl duceam pe Vini la grădi, mergeam să-l iau înainte, pentru că grădinița lui era în apropierea spitalului meu și îl aduceam, mai stătea 2-3 ore cu mine și plecam împreună acasă. Da, și lui plăcea la spital, pacienții îl iubeau așa că știau că copilul doamnei asistente îl mai îndulceau cu câte ciocolățică. Da. Plăcea să fie în centru atenției. Da, cum să nu, ca orice copil. Ei, a venit și ajunul Crăciunului, când viața noastră a luat o cotitură. În toată fericirea noastră și împlinirea aceea,
că avem doi copii așa frumoși și ne merge bine și am început să ne așezăm și făceam naveta în fiecare sâmbătă la sat, eu continuam ca și învățătoare, soțul meu slujea pe Domnul în Italia, pentru că noi acolo când ne-am dus nu erau biserici de români. Și ne-am adunat câțiva credincioși, tineri din ăștia și mi-am zis, mai fără biserică nu se poate. Și așa că acolo în Italia un frate stătea mai în chirie, undeva mai într-o casă izolată, într-un sat mai izolat, mai în câmp. Și a zis, hai că avem o cameră aici, ce-ar fi să ne adunăm acolo? A vorbit cu proprietarii, noi niște români vrem să ne adunăm, să cântăm, să... Da, cum să nu? Și așa că am pus bazele unei biserici împreună cu soțul meu și cu tânărul care a pus casa la dispoziție. Și eram plin de râvnătă și de bucurie că putem să slujim pe Domnul. Acum soțul meu fiind obișnuit cu predicile, cu fratele celălalt, îi punea și pe ceilalți tineri, hai să predici, să... Eu țineam acum partea de leviție cu cântările, cu... Așa, aveam unul din frații mei, era organistul bisericii și-a cumpărat o pianină, nu știu, un orgă mic acolo și am cântat, lăudam pe Domnul. S-au întors tineri la Domnul și acum biserica aceea s-a expandat. Este o biserică deci mare. Și da, a rămas, nu, acolo, deci s-a expandat, s-a dezvoltat, am înțeles că e biserică foarte mare, n-am mai fost, n-am mai avut ocazia, dar poate, poate odată o să am ocazia. Mă bucur ori de câte ori aud vești că biserica respectivă a crescut. Fiecare bisericuță, cam biserica primară, a pornit de la 2-3 care au pus bazele și asta vreau să zic că soțul meu a rămas să slujească în Italia, așa cum era, cu tot un lider de tineri de raj acolo, că doar, lider, doar tineri erau mers la muncă. La asta se duceau. Și să revin că în ajunul Crăciunului am primit un telefon că soțul meu a avut un accident. A fost seara și n-am știut cât de grav a fost, dar după 8 ore a intrat în comă. A avut o fractură de femur deschisă, așa cum a fost lovit. El stătea pe un scooter la semafor, dar stătea. Și a venit un șofer băut, era seara, pe la 6. În ajunul Crăciunului și italienii beau. Și l-a lovit așa, dintr-o parte, l-a luat. Și în 8 ore soțul meu a intrat într-o comă, dar el apucase să dea declarație la poliție despre cum s-a petrecut accidentul și s-au făcut toate expertizele și a fost declarat nevinovat, dar degeaba ești nevinovat că sănătatea nu mai era cea care a fost. Și după coma asta nu s-a mai trezit 6 luni. Deci a fost ceva neașteptat. Statistic vorbind, un caz ca al lui este 1 la 4.000. Mă gândeam cum să stau și să îngrijesc pe alții și să le acord ajutor altora și al meu, cel pe care îl iubesc, să fie îngrijit de alții. M-am dus eu în Italia, frumos, la spital. Acolo ce să vezi? Soțul meu în comă. Am leșinat când l-am văzut prima dată. Eu sunt o fire foarte puternică și pot să văd multe. Dacă l-am văzut pe al meu, mi s-a tăiat filmul. Duhul Domnului îmi aducea aminte de toate cursurile de neurologie, de recuperare, de tot ce aveam eu nevoie și am înțeles că la baza aducerii mele aminte a stat învățătura mea multă. De eu îndemn fiecare elev și student să învețe. Mă învățați la toate materiile, că nu știi când într-o zi cu ce te întâlnești. Îl căutam pe Domnul, aveam Biblie și harfă cu mine și citeam și lui pentru că auzea bolnavul comatos aude. Chiar și cel în stadiu 4 nu își pierde simțul auzului. Este ultimul simț care se pierde.
veneau asistentele, unele erau bune și înțelegeau că femeia asta n-are. Intrau cu capul așa în salon și ziceau, da, aici este bolnav în comă, nimic mâncare. Micurile dejun la spitale, la italieni, constau așa, niște grisine și o cafea. 3 luni de zile eu n-am părăsit salonul. Neurologul mi-a spus că rămâne orb soțul meu pentru că a fost foarte tare afectat. Centrii din 3 sferturi de creier au murit. Nici eu nu înțeleg de fiecare dată, dar apelez la știința care am făcut-o de locopedie și atunci îmi întreba, hai Nicule, vorbești tare, rar și clar și el mă copiază și atunci încep să înțeleg ce vrea să zică. Îi revenise respirația spontană, da, controlată de creier, dar nu știa să mai respire pe nas pentru că fusese intubat. Și atunci iar am apelat la știința recuperării. O bucuram pentru o picătură de apă că o înghițea și că nu râneca. Dar am plecat în aplauzele lor. L-am luat acasă, era încă declarat în stare de legumă. În fiecare zi trebuie să-l hrănesc. Dar nu mi-e greu. Nu se poate întoarce singur în pat și dacă de 22 de ani îl hrănesc cu lingura, îl spăl, îl bărbieresc, îl tund, atai unghiile, masaje, întreținere corporală. De 22 de ani eu nu dorm. N-am dormit o noapte, să zic că. Noaptea asta m-am culcat la 10 și m-am trezit dimineața la 6. Nu, de 22 de ani eu am ca și un copil mic. Nicu are cu 100 de kilograme mai mult decât mine. El a intrat într-un stadiu de demență post-traumatică foarte devreme. Ce fac pentru semenul meu, fac pentru cel pentru care Domnul Iisus a murit pe cruce.